Salutare, prieteni! Eu sunt Nevăstuica și astăzi jucăm Stranded Deep. Mi-am făcut și eu un cuțit, da? Deci am aruncat o piatră, nu de fapt un sharpstone, adică o piatră ascuțită, un băț și niște ață pe care am găsit-o prin casă și s-a întâmplat asta. Deci da, deci jocul ăsta are dreptate. De care am rămas fără mâncare sau fără ceva? Vă stai că e foame. Campfire. Sau e som? A, nu, e foame, cred că doar. Dă-i cuțitul, dă-i pe cuțitul. Păi, spune că n-am, bă, da, am bricheta. Credeam că n-am luat bricheta cu mine. Dacă nu am bricheta cu mine, era cel mai mare retardat om de planetă. Cel mai mare retardat om de planetă. Da, deci... pot să mănânc cartofii, cred că cruzi. Sau pot să-mi și gătesc? Nu cred că merge să gătesc cartofii. Nu se ziceam să-i prășesc. Sunt sănătoși cartofii, mănâncă-i! Mi s-a făcut ceva viață. O să am nevoie de o nucă de cocos totuși. Pentru că... Da, dar am rămas fără apă și v-am explicat că dacă e o nucă de cocos ce o spargi și pula mea... Palm tree. Da, chestii interesante. Mă bucur că jocul meu n-a mai făcut probleme, n-a mai făcut probleme. Pentru că v-am spus ce s-a întâmplat la trecută și n-a fost deloc drăguț, credeți-mă. Adică după ce eram pregătit să gata, să spun că am terminat filmarea, am observat că n-are sunet, da, povestea-i veche. Dar totuși, mor cu copac. Haide. Oh my god, cum cobor de aici? Nu! Nu! Ok, bine că am învățat să fac o maimuță. Ei, nu, trebuie să o arunc pe asta pe jos. Q. Ba, cuțitul nu are, merge cuțitul? Stai mai aici! Merge, da. Mai greu, dar merge. E. Ok? Dar acum să bem... Bem nuca de cocos. Bem-ei nuca de cocos. Ok? Sunt curios și pot să fac cu duct tape. Ia să mă uit eu. Deci mai am nevoie de niște mâncare. Oh my god, câți crabi aici, dar cred că mai bine mă duc la, uite, un băț. Am spus, ideea e că trebuie să caut toate pietrele, doar că, ca să ne fie mai ușor pe viitor, fix acum o să fac o, arunc asta, asta și cu asta, și o să-mi fac o barcă, pentru că mi-a dispărut raft-ul, da, mi-a dispărut raft-ul, pentru că nu știu de ce. Suntem copaci. Ok, prieteni, ce fac asta? Opresc camera de fiecare dată, trebuie să vă zic și asta. Opresc camera de fiecare dată când filmez. Și apoi când reiau, de fiecare dată când tai chestii pe aici, opresc camera. Și când reiau, am impresia că n-am făcut deloc video și că trebuie să vă salut din nou. Sper că nu e nimic problemă cu asta. E de-abia 12 noaptea, doar că eu nu mai am ce căuta aici, sincer. Trebuie să-mi iau, opa, stai, trebuie să-mi iau bețele măcar. Aș mai fi vrut să mai stau să mai explorez. De fapt, cred că o să mai stau puțin să mai caut pietre. Ăsta e deschis? Da, l-am deschis. L-am și închis acum. Ce vreau să fac? Vreau să-mi găsesc insula din nou, pentru că acum mi-am făcut raft-ul. Și având în vedere că mi-am făcut raft-ul, pot să călătoresc mult mai repede printre insule. Ca să pot să găsesc pietre. Pentru că pietrele, din câte am observat, sunt cea mai greu de găsit chestie. Adică, celelalte lucruri le găsești foarte lejer, dar vreau să mai explorez să văd dacă mai e vreo piatră pe aici, că dacă nu mai plecăm. Dar celelalte lucruri le găsești foarte repede, adică nu ai probleme să găsești lemn, vedeți, sau chiar și chestii de băut sau de mâncat. Nu ai cu pietrele. Da. Ar trebui să implementeze, după părerea mea, o metodă de a... care să te ajute să spargi pietrele mari în pietre micuțe pe care poți să le cari. Dar nu știu când o să fac asta. Sau dacă o să fac asta. Dar oricum, asta e doar părerea mea și nu contează. Așa că... Haideți pe raft. Ok. Nici nu știu unde era nava mea. Cred că acolo, aia e, cred că e insula mea. Sau nu aia. Sau nu aia. Nu știu, vom merge spre... Nu, că nu, era mai departe. Am mers mai mult. Este noapte, știu că nu cred că e bine să călătoresc noaptea, dar voi face. O să cântăm un cântecel, nu știu. Doamne, cuțitul, oameni, eram să mă tai.
Dacă vine rechinul, am cuțitul pregătit. N-am luat duct tape-ul? Cred că am luat tot, nu pasă. Ok, prieteni, și am ajuns pe o altă insulă din câte se pare. Sper că e o altă insulă și că nu m-am... Deci nu pot să cred, m-am rotit în cerc. Aoleu. Proșocul ăsta, să-mi bag pula în el că m-am rotit degeaba, uite acolo vreau să merg acum. Pare ce mai apropiată insulă, altă insulă decât asta pe care știu acum. Lol, pot să zbor. I believe I can fuck. Prieteni, mi s-a pierdut barca, pur și simplu. Cațărăte, nu, și nu știu ce dracu, am găsit o geamandură, dar am înțeles să faci o geamandură în mijlocul oceanului. Dar presupun că, a, uite, are un air tank ăla? The fuck is that? Dar pot să mă plimb cu ea. Și dacă aș vrea să ajung sus în vârf, ar fi chiar perfect, doar că nu cred că pot să... Ba pot? Ok, hai de sus. Ok, nu, nu pot să fac nimic cu ea. Așa că voi continua să not. Ca de obicei, jocul a decis să-mi arate că poate să aibă și bug-uri. Și da, mi-a distrus nava. Și acum trebuie să notăm, iar. Prieteni, și-am ajuns în sfârșit înapoi la insula noastră. Să-mi bag picioarele cât a durat. Mi s-a scufundat raft-ul acum ceva timp. Însă n-am înregistrat chestia aia. Sau... De fapt, cred că e pe cameră, nici nu știu, o să văd. Dar oricum, ideea e că a fost groaznic. Campfire. Spun bățul. Am văzut o chestie, mi-a explicat cineva că dacă pun bețe peste campfire... Dar nu știu cum. Lol, crabul a zburat, mă. Trebuie să-mi adaug bețe peste campfire, deci trebuie să pun mai multe. Ok, haide. Nu înțeleg, mă bate. Ok, e bine acum, ne-am întors înapoi la insulă și mă voi culca puțin. Și da, s-a făcut, frate, e noapte, ce mai vrea? Ai 5:40 dimineața, se luminează de zi. Am nevoie de mâncare. Așa că nu știu cine mi-a zis cineva chestia aia, doar că la mine nu merge. Așa. Da, deci să-mi iau toporul care l-am făcut acolo. Să mă duc să tai niște copaci. Da, trebuie să tai copaci. Ok. Vreau să-mi fac, vreau să-mi reglez health-ul și setea și toate chestiile ca să pot să mă vindec și abia apoi o să mai plec. Deci o stau mult și o să gătesc dimineața asta. Și o să beau apă. Apoi vreau să plec din nou pe alte insule, mai apropiate poate. Pentru că, cum să vă explic eu vouă, avem nevoie de multe, 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 multe pietre. Și v-am spus, pietrele sunt cel mai greu de găsit. Ceea ce e nașpa. Așa că haideți! Lol, 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 tăiem copacul, tăiem copacul, tăiem copacul, tăiem cu copacul. Cade! Da. Și am gătit rechinul și l-am mâncat, după cum vedeți, am full. Acum, din câte mi-au zis niște persoane, dacă am chestiile astea două full, începe să mi se regenereze încet, încet și HP-ul, deși nu am nevoie de bandaje. Sper ca acele persoane să aibă dreptate, pentru că altfel nu, eu sunt mort. Adică, chiar sper să nu mor, pentru că nu am bandaje. Și jocul ar trebui să nu facă asta, știți de ce? Pentru că bandajele se găsesc doar pe alte gen din astea. În bărci. Și gen, cred că ai putea să, ar trebui să poți să supraviețui și fără să umbli peste tot. Adică totuși ar trebui să poți să-ți faci bandaje în primul rând singur. Din lashing și din frunze. Nu cred că ar fi atât de greu. Doar că nu poți. Așa că voi mai găti puțin.
Adică până la urmă trebuie să am grijă la... Eu ar trebui să am grijă acum. N-am ce face, o să-mi fac un rafting. Sper să nu mor, mai dau încă un save. Pentru că... Ok, prieteni, și-am mai făcut încă un raft. Cu ăsta am de gând să plec să-mi caut bandaje. Pentru că, din câte am văzut, dacă sângerez, chiar nu am ce să fac decât cu bandajele. Pot să opresc sângerarea. Așa că mă duc în căutarea bandajelor. Să găsim niște nave. Trebuie să găsesc niște nave pe care să pot... Uite, văd, insula aia pare să fie de aproape dacă mă uit așa de jos. Dar... O să pare că e o distanță semnificativă până la ea. Așa. Și v-am spus, trebuie să găsesc bandajele. Pentru că dacă nu găsesc bandaje, am belit pula pe românește. Pentru că, da, pot să sângerez până la moarte, pentru că eu cred că sângerez acum. Și de aia nu-mi crește mie HP-ul dacă am mâncare și chestii. Așa că în căutarea bandajelor vom merge. Vedeți? Vedeți ce se întâmplă? Deci ați văzut că nu sunt nebun și că-mi dispare aia raftul. Ok? Așa că stau pe aici și caut bandaje. Prieteni, ne-am întors pe insulă. Pula mea, n-am găsit nicio navă în apropiere, nu vreau să mor. Așa că... Și mai vreau să mai iau puțin... LOL, mi-a crescut HP-ul. Așa că nu știu, pula mea, mai plecăm, dar cred că o să bească să not. Dar vreau la vânat, mă, o să mai vânez rechin. Chiar dacă ultima oară era să-mi că moarte, acum o să mă ajute. Hei, două liniuțe de HP, în sfârșit se vindecă rana. Deci, da, se vindecă rana, asta e bine, prieteni. Nu că e bine, este extrem de bine. Problema e că nu prea mai am mâncare, iar... Dar, nu e asta o problemă, nu? Am băut niște apă, eu zic, e bine să bei apă. Nu, ia sticla de apă înapoi, ia sticla. Ok, și ar trebui să și mănânc niște sardine, pentru că astea sunt bune oricum. Ok, hai să vedem. Da, am HP-ul full. Adică am mâncarea full. Am mai explorat-o pe asta odată, nu știu dacă vă amintiți. Adică odată, am explorat-o pe asta. Și acum voi merge spre, uite, văd insula aia care cred că e destul de aproape. Spre să nu fie insula de pe care m-am întors. Știți, nu vreau să vă plisesc cu detaliile astea, adică cât, știți cât am eu filmat off, adică cât am jucat eu off-camera, că am jucat de milion de ori mai mult. Pentru că dacă v-aș pune să vedeți, uite, cum merg eu acum, deci dacă aș lăsa asta, nu știu dacă ar vrea cineva să văd toată asta, cât merg eu spre o altă insulă. Adică pula mea durează în jur de 20 de minute să merg pe cealaltă insulă, fără raft, pentru că raftul meu se strică la jumătatea drumului. Ce găsim pe această insulă? Sper să nu fie insula aia de pe care am... Ba, aia e. Nu se poate, deci... Cum nimeresc eu mereu pe insula asta, frate? Spune-mi și mie. Mă voi țin spre... Deci stai un pic. Acolo e insula mea. Mă voi țin spre insula asta atunci. Da. Nu pot să cred că am auzit din nou pe insula aia. Adică nu vine să cred, chiar nu vine să cred că am auzit pe insula aia din nou. Nu rechin. Sper să nu mă muște iar. Nu, uite-l! Futu-ți rechinul, mătii. Știe că pot să-l omor. Pleacă de aici! Pleacă... Nu! Vine pe mine că simte sângele. Asta e o problemă. Nu. Ok, futu-ți. Îmi dă târcoale. Am cuțitul, prieteni. Nu mai am cuțitul în joc, l-am pierdut, dar am cuțitul în viața reală. Și dacă rechinul ăsta se apropie de mine, îl bag în penis și îl tai și apoi îl arunc la alți rechini. Nu? Ce-ar fi să ajungem mai repede la insula aia? Până nu-ți face noapte și murim aici. Parcă sunt chestii interesante pe insula asta. Mi-ar place să-l găsesc pe Wilson. Cine a văzut filmul, nu mai știu exact, Outcast, ceva în genul. Și cu Tom Hanks. Știe că șaua ăla avea o minge cu o mână de sânge pe ea, pe care o numea Wilson, care era prietenul lui. Deci asta e cam asta e ideea jocului. Se aseamănă foarte mult cu acel film. Este făcut după ideea filmului. Multe chestii pe care le vedeți în joc au loc și în film. Gen faptul că mănânci crabi și faptul că faci pungi crabi cu chestia asta. E vluată din film. Sunt mai sunt niște cutii care nu pot fi deschise de la FedEx.
care este o firmă, cred că de curierat din America, nu știu exact. Și aia e luată tot din film, faza aia. Și faptul că te prăbușești cu avionul, ar fi să luat tot din film. Și barca aia tot din film este luată. Doar că în film barca nu supraviețuiește, deloc. Vedem ce găsim aici. În sfârșit o insulă nouă de explorat. Poate găsești niște pietre pe aici. Piatră, 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 piatră. Uite o piatră. Ei, o piatră. Să beau... Să arunc carnea pe jos puțin. Ok. O piatră. Haideți cu pietrele. Două pietre. E bine și așa oricum. Sper să nu ceapă iar HP-ul să-mi scadă. Ba da, am început să-mi scadă HP-ul. Deci o să mai am nevoie de niște mâncare. O să am nevoie să mănânc, de fapt, mâncare am. Da, nu mai văd pietre. Uite o piatră. Trei pietre. Trei pietre. Cred că doar atea au fost. Nu sunt multe pietre, am citit, și nu sunt multe pietre pe o insulă. Asta e chestia care te obligă să... Gen să te mulți de pe o insulă pe alta. Faptul că nu găsești pietre. Ok. Ok, ar trebui să o arunc pe asta ca să-mi iau înapoi asta să nu pierd. Și, prieteni, noi cred că vom încheia acest episod aici. Îmi place cum am pe altă insulă. Ne-am rezolvat problema cu HP-ul. Ne-am întors pe insula primară, în primul rând, atunci. Și acum o voi găsi din nou pentru că știu care e. Dacă e, mă întorc înapoi la insula aia și apoi știu că e drept. Eu sunt Nevăstuica, dacă v-a plăcut, nu uitați, vă uitați și la celelalte, nu uitați, vă uitați, deci îmi place replica să las în nebunie. Nu uitați, vă uitați și la celelalte anotații după video, care vă prezintă mai multe videouri cu mine, făcute de mine. Și să lăsați poate și un subscribe, oricum. Până data viitoare, la revedere, prieteni!